despre aventurile din Suedia, nici măcar nu are rost să mai vorbesc, că-și găsiți un clip, poate chiar cu prea multe detalii, pe canal La Zona IT. Dar voi vorbi în schimb cu lux de amănunte despre nimeni altul în afară de EX90. Da, veți avea parte și de o prezentare de la fața locului, făcută de invitatul nostru surpriză, care nu mai e chiar surpriză, Dan Cadar. Și acum, nu o să mai lungim aiurea, 3 cuvinte și începem. Like, subscribe, cinematic! EX90 este încă sub formă de prototip, însă într-un stadiu destul de avansat, căci în unele țări, în principiu în Europa Centrală și de Nord, deja este sold out, cel puțin la nivel de precomenzi. Deci este clar că nu va fi radical alterat față de cum arată în momentul de față. Știți deja că EX90 este primul SUV al mărcii suedeze care vine strict electric, căci C40 nu este SUV, ci crossover. Dar despre C40 și XC40 vom discuta mai cu lux de amănunte în următorul video, căci s-a lansat o nouă motorizare, ceva mai prietenoasă, și am avut oportunitatea de a o testa într-o țară mai mult decât de invidiat. EX90 vine echipat cu o singură baterie, dar în două variante diferite de putere, sau cel puțin așa a fost anunțat. 111 kWh, ambele cu două motoare. La prima variantă, cea de 408 cai putere, avem așa: două motoare, unul pe fiecare dintre cele două punți, cel de pe puntea față de 245 de cai și 420 de Nm cuplu, iar cel de pe puntea spate de 163 de cai și 350 de Nm cuplu. Și cu o simplă matematică, de aici reies 408 cai și 770 de Nm cuplu, motor maxim. Suta este realizată în 5,9 secunde, dar acest lucru va rămâne de testat cel mai probabil la anul. Ah, și foarte important, autonomia declarată în regim VLTP este de aproape 600 de kilometri, ceea ce cel mai probabil nu se va întâmpla, dar garantat faci cel puțin 500. Iar dacă 408 cai nu ți-n de ajuns pe un SUV de 2 tone 800, stai fără griji că mai există și o variantă de 517 cai putere. Iar aici depinde doar de tine cât de mult îți dorești să fii primul care pleacă de la semafor. Suta este realizată în 4,9 secunde, iar autonomia tot aia, tot aproape de 600, 580 mai exact. Viteza maximă știm cu toții că este limitată la 180 de km pe oră, dar oricum nu vă bazați că dacă mergeți astfel, veți putea vreodată să scoateți cât uși de aproape de maximul de autonomie dintr-o mașină electrică. Nu contează că ia Volvo sau nu. Iar mai jos în descriere v-am lăsat inclusiv link către configuratorul oficial Volvo. Poate vă tentează puțin să vă jucați cu aceste nuanțe de gri. Nu, nu glumesc. Ai de ales între albastru, negru, alb și trei nuanțe de griuri. Ah, și mai există și nisipiu. Înțeleg ideea de simplitate suedeză și de multe ori îmi place, dar lumea se cam plânge că dispare culoarea de pe străzi și tu ce faci? Păi se pare că tu le dai dreptate, nu? Altfel, din punct de vedere al designului, chiar mi se pare că au făcut o treabă de respectat. Se vede clar că au păstrat toate notele de design tipice Volvo și că nu s-au îndepărtat foarte tare de tipar. Adică este clar că s-au folosit de un XC90 ca punct de plecare, cel puțin în partea frontală. Auziți? Știți ceva? Iertați-mă puțin. Dane, preiei tu de aici, te rog? Nu. Ceea ce vedeți aici lângă mine nu este autobuzul 335, ci este noul Volvo EX90. Așa arată la propriu și la figurat viitorul Volvo. La propriu, în sensul în care mașina asta se va întâmpla efectiv, adică nu este doar o încercare, un prototip, EX90 va fi disponibilă inclusiv în România începând de anul viitor, deci din 2024 o veți vedea pe stradă. De fapt, precomenzile vor începe în curând la acest model și la noi. Iar la figurat este viitorul Volvo pentru că e o mașină electrică. Haideți să vă dau și câteva specificații tehnice. Este foarte
mare, nici nu cred că mai are rost să vorbim aici de metri și centimetri, este o mașină de 7 locuri, de aia am spus autobuz, peste 500 de cai putere, 517 mai exact, dar ce mi-a atras atenția este bateria enormă, nu am văzut niciodată o baterie atât de mare pe vreo mașină, chiar dacă avem de a face cu un SUV de dimensiuni apreciabile, 111 kWh. Și fiind electrică, are un cuplu absolut năpraznic, 910 Nm. O mașină uriașă, dar totuși designerii Volvo au reușit o chestie foarte interesantă și anume să-i obțină un coeficient aerodinamic neașteptat de bun pentru un SUV de dimensiunile astea, 0,29. Acum, mașina este încărcată de tot felul de gimmick-uri și dacă tot începem cu partea din față, hai să vorbim despre semnătura luminoasă. Ciocanul lui Thor, frate, ia uite-l aici. Asta este semnătura luminoasă pe timp de zi, numai că there is a twist about it, și anume faptul că zona asta de LED-uri se desface și iată cum arată farul pe timp de noapte. Este un gimmick, dar este spectaculos fără îndoială. Bineînțeles, nu mai avem grilă, pentru că este normal, este o mașină electrică, dar este impunătoare, este frumoasă. Bun, mai e probabil o chestie care va atrage atenția la exterior. Uite asta de aici. Bumpul ăsta care o face să semene cu un taxi londonez este un LiDAR. Iată. Deci ăsta este cel de-al treilea rând de scaune. Se întâmplă electric plierea și deplierea scaunelor și beneficiem de un portbagaj în care un om de 1,76 m poate să intre aproape cu totul. Deci este absolut spectaculos. Și la fel de ușor poți să aduci scaunele în poziția lor utilizabilă pentru a mai adăuga doi pasageri în partea din spate. E, v-a plăcut? Cred că toată industria auto a plâns cel puțin o dată atunci când au dispărut pop-up headlights-urile. Și uite ce a făcut Volvo. Le-a reinventat în cel mai special și original mod. Acum, cât o să coste în caz de Doamne ferește ești nevoit să schimbi unul, naiba știe. Dar cred că un casco n-ar fi o idee așa rea. Și da, acesta este primul Volvo care până și în echiparea de bază depășește 100.000 de euro. Și da, o să înceapă acum în comentarii, că noi românii, că n-avem bani, că la, că nu știu ce, pe cât punem pariu că o să se umple străzile de X90. Nu de alta, dar XC90-uri nu sunt deloc puține. Și asta, bineînțeles, apropo de ipocrizia românească. Dar nu am venit aici să facem ranturi, căci Dan a făcut destule la viața lui și continuă să facă. Noi aici suntem serioși. Aici suntem serioși. O plecaia de la 107.000 de euro, însă opțiunile pe care le poți pune pe această mașină sunt 5 la număr. Pachetul Pilot Assist, perna de înălțare integrată în scaunul din mijloc pentru copii, sistemul audio Bowers & Wilkins cu 25 de difuzoare, cârligul de remorcare și, foarte important, geamuri fumării spate. Iar eu, dacă mai stau mult cu ochelarii ăștia pe ochi, o să ajung pe bune să am nevoie de ochelari. Poftim, mulțumesc frumos! Deci, practic, mașina asta vine ca un iPhone. Cu totul pe el, mai rămâne doar să-ți alegi culoarea și capacitatea. 107.000 de euro este prețul de pornire și dacă adăugăm tot, inclusiv jantele de 22 de inci și tapiseria aia cea mai scumpă, ajungem la 117.000 de euro. Măcar nu este ca un BMW, care pleacă de la 100.000 și ajunge până la 820.000 de euro cu toate opționalele pe el. Din punct de vedere al interiorului, Volvo a adăugat pe întreaga gama auto o nouă tapiserie făcută dintr-un fel de amestec de lână. Mi se pare absolut minunată textura acestor scaune, iar nivelul de confort pe care ți-l oferă, cumva îl prefer în detrimentul pieii. Dar, în cazul lui EX90, parcă cel mai frumos arată totuși Quilted Nortico în culoarea cardamom. Nu de alta, dar cardamom a fost numele meu pe Instagram. Bun, ce-mi place, ce nu-mi place. Și vom începe cu lucrurile plăcute, că de integrarea televizorului, că deja este un televizor, nu un ecran ordinar la dimensiunea aceea. Și de ce spun asta? Păi suedezii noștri au creat un fel de consolă plutitoare care îți dă un spațiu absolut imens de depozitare sub ea și ador faptul că nu au lipit-o de zona ecranului. Pe de altă parte, dacă ești audiofil, sistemul audio Bowers & Wilkins nu are cum să nu-ți satisfacă până și cele mai pretențioase urechi, mai ales cu acele boxe în tetiere, că ce să mai, 25 de difuzoare într-o mașină care ea însăși creează o cutie imensă de rezonanță, na. Pe de altă parte, dacă ne uităm puțin pe partea superioară din exteriorul mașinii, vedem cum condusul autonom
și mai ales siguranța conducătorului și a celor din jur a fost dusă la un cu totul și cu totul alt nivel. Acesta este însuși senzorul LiDAR. Da, pe lângă multitudinea de senzori și camere, au mai montat și un LiDAR care, vezi, doamne, scanează orice se întâmplă în fața mașinii până la o distanță de 250 de metri. Asta pentru a se asigura că nu există niciun fel de pericol imediat. Roagă-te doar să nu te lovească cineva din lateral. Ah, dar stai, că până și acolo ai o multitudine de senzori. Iar în funcție de ce simte mașina, s-ar putea să te trezești că îți pune frână, sau că îți trage de volan, sau că îți accelerează, sau că îți pregătești o cafeluță. Tot ce vă pot spune este că am testat pe propria piele ultimele două generații de astfel de senzori, având multe Volvo-uri în familie, și pot spune cu mâna pe inimă că sunt pur și simplu jos pălăria. M-au salvat de la foarte multe accidente, atât frontale, cât și din lateral, cât și din ce vă mai puteți imagina. Roagă-te, Doamne, doar să nu te sperii atunci când o să-ți detecteze o cracă că este un om. Deci ce îmbunătățiri și modificări au adus acum? Mă repet, sigur sunt la un alt nivel. Iar un ultim lucru extrem de important de notat este că cei de la Volvo au creat cel mai frumos sistem de iluminare ambientală pe care l-am văzut vreodată. De ce spun asta? Păi tot bordul și fețele de uși sunt îmbrăcate în niște panouri de lemn. Ei bine, acele panouri de lemn sunt extrem, extrem de subțiri, iar lumina ambientală a fost inserată în spatele acelui panou. Drept urmare, efectul este redat efectiv prin placajul de lemn. E, cât de tare e asta! De ce îți iei așa ceva? Păi, cel mai la îndemână exemplu este următorul. Ești un businessman extrem de ocupat și agitat și așa mai departe. Păi, este clar că atunci când te urci în mașină, vrei să stai cât de relaxat se poate. Ei bine, la cum se prezintă această mașină, cred cu tărie că poate ține locul inclusiv unui terapeut. De afară, oricum nu auzi nimic că ai o antifonare, cum până și Mercedes se chinuie să pună pe anumite modele. Scaunele sunt mega confortabile, eventual mai dai drumul și la masaj, asculți muzica ta preferată liniștit, puțin în surdină, căci oricum ai boxa la 2 cm de ureche și practic întreaga ta experiență de a te lăsa condus de această mașină te face în mod cert să nu mai vrei să te dai jos din ea și să te duci la tine acasă, că de, probabil acolo te așteaptă nevasta care o să te certe că n-ai scos gunoi. Iar acestea fiind spuse, dau înapoi legătura colegului meu Dan să vă zică și două vorbe despre părerea sa la interior. Avem două display-uri, o tabletă verticală destul de mare, de pe care vei putea controla mai toate funcțiile mașinii. Apropo, și asta e, și ca orice alt Volvo modern, este făcut cumva, toată partea asta este făcută în colaborare cu Google. Și este interesantă alegerea lor aici în față, în spatele volanului, pentru acest mic display care îți arată chestiile esențiale, probabil viteza de deplasare, autonomia bateriei, zici că este un telefon, și modul în care se află mașina, adică în parking, dai cu spatele, neutru sau deplasare. Interiorul este în cel mai dulce stil suedez, adică este minimalist. Iată, avem aici un panoramic roof uriaș care se întinde din, cum să spun, din fața și până aproape în capătul mașinii. Deci este aerisită, îți transmite o senzație din asta de liniște, de eleganță, lemn, foarte, foarte subțire și foarte bine finisat, materiale premium și o puzderie de difuzoare Bowers & Wilkins pentru unul dintre cele mai bune sisteme audio care există în momentul ăsta în industria auto. Apropo, inclusiv în tetiere ai difuzoare. Asta desigur și dacă ai cei mai bine de 100.000 de euro pe care îi costă o astfel de mașină. Într-adevăr, un cost mare, dar de 100.000 de euro primești și o grămadă de mașină, și o grămadă de autonomie și până la urmă un vehicul luxos. Tu mai învăța să fac asta. So, this is how the EX90... No. Nu, asta eram eu în partea alaltă, dar dacă vreți să vedeți cât de proastă mie engleza, aveți link în descriere. Și acum, că tot era promisă, ce nu-mi place? Păi, în principiu, sunt cam două lucruri mari și late. În primul rând, faptul că este prea puțin configurabilă această mașină, dar cred că vine totuși cu subiectivitatea fiecăruia. Iar al doilea lucru și cel care este de fapt important... Auzi, nenea, dar butoane mai avem și noi? Simplitatea dusă în minim.
minimalism. Da, am folosit mult cuvântul simplitate în acest video și cumva cred că este de înțeles. Dar opțiunea din interior deja pleacă către extrema minimalismului. Ai dit, ai televizorul în bord și atât. Singurul buton de pe această consolă este cel de play și pauză, integrat într-un potențiometru de volum și care se pare că funcționează și pe post de joystick. Dar momentan nu știm ce funcționează, căci încă se lucrează pe zona de sistem de infotainment. Și acum, întrebarea mea este următoarea. Butonul de avarii unde este? Sau sunt eu chior? Și nu, nu sunt chior. L-au montat, dar sus, în plafon. Probabil ca să nu strice aspectul bordului. Acum, voi ce părere aveți despre amplasarea acestui buton? Mie mi se pare că este ciudat, dar pe de altă parte este totuși la îndemână. Deci cred că te-ai obișnuit destul de repede cu el. Și acum, ce primești în acești bani? O mașină foarte mare, uitați aici dimensiunile, 7 locuri, zic eu că suficientă autonomie cât să scapi totuși de range anxiety, lux, confort la superlativ, dar îmbrăcat în niște haine ceva mai autentice și mai puțin flashy. Și bineînțeles că înainte de încheiere, trebuie să vă mai fac o ultimă mențiune. Like și subscribe în cazul în care ai ajuns până în acest punct în video, iar în cazul în care sunteți în căutarea unei mașini noi, știți deja că tot ce trebuie să faceți este să intrați pe platforma noastră autovantage.ro. Cea mai simplă și mai rapidă metodă prin care îți poți achiziționa viitoarea ta mașină nouă. Serios, câteva clicuri și cam aia a fost. Iar până data viitoare, eu am fost celălalt Dan, iar voi să conduceți cu grijă.